Încă un protest s-a desfășurat în decursul zilei de sâmbătă în drobeta Turnu Severin. Protestatarii l-au intitulat ca fiind marș pentru libertate. Severinenii au avut un traseu bine stabilit, strigându-și dezamăgirile cu privire la actuala guvernare. Demisia! 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 Mehedințenii din toate colțurile județului s-au adunat sâmbătă în drobeta Turnu Severin pentru a striga nemulțumirile față de guvern. Strigătele protestatarilor au răsunat în tot municipiul. Oamenii nu mai suportă restricțiile impuse de către autorități și susțin faptul că drepturile le sunt încălcate pe deplin. Ce v-a determinat să ieșiți în această zi în stradă? Desigur, îngrădirea drepturilor, faptul că astăzi Severinul a fost carantinat, am intrat în, să zic, sub incidența celor 3 la 1000, această, să zic, ordonanță mizerabilă care ne îngrădește drepturile și libertățile cetățenești, ne-au făcut să ieșim în stradă, ne-au făcut să mărșăluim pentru libertate, pentru a 11-a oară, pentru că nu e prima dată când facem lucrul ăsta, și vom ieși ori de câte ori va fi nevoie pentru drepturile și libertățile noastre. Suntem foarte hotărâți să mergem până la capăt. În viitor vom merge inclusiv la București, vom protesta chiar inclusiv în fața Palatului Parlamentului dacă va fi nevoie, pentru că severinenii s-au trezit și vor lupta până la capăt pentru drepturile și libertățile lor. A fost o zi a protestelor, nu doar în România, ci în toată Europa. Aceștia cer autorităților guvernamentale să renunțe la regulile de protecție pe care le consideră exagerate. Nu vrem vaccinare! Vrem eliberare! Nu vrem vaccinare! Vrem eliberare! Nu vrem vaccinare! Vrem eliberare! Nu vrem vaccinare! Ce te-a determinat să ieși astăzi în stradă? Faptul... Pentru că nu mai avem libertate. Nu mai avem libertatea de exprimare, libertatea de a face lucruri pe care le făceam înainte de pandemie. Din martie până în prezent, purtăm măști, avem restricții, oamenii sunt temători din cauza că când iasă afară se uită cu ochii în patru să vadă dacă sunt poliție, jandarmi și toate cele care sunt autoritățile respective. Mehedințenii au fluturat steaguri și pancarde pe care au scris libertate, te iubim, ori învingem, ori murim, dar și multe alte nemulțumiri pe care le-au strigat în plină zi pe bulevardul Tudor Vladimirescu. În anumite momente, protestatarii au renunțat la măștile de protecție și le-au ars pe strada Crișan. Demisia! 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 Jos guvernul trădător! 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 Libertatea să ne lase, nu știu, de-a mâncat, de pun presiune pe noi noaptea. Ce se întâmplă? L-aș întreba pe domnul Arafat noaptea după ora 10, care e riscul infectărilor? Că populația, numărul populației scade, la piețe, la târguri sunt închise, da? Dar marketurile, mall-urile, sunt 300 pe metru pătrat. Acolo nu mai e infectare. Toate neajunsurile care există în țara asta, lipsa locurilor de muncă, spitale închise, școli la fel, ne-au dobit ociți copiii, murim de foame, avem pensiile așa cum le avem, nu mai putem să ne mai cumpărăm pâinea de zi cu zi. Totul este pentru noi, pentru pensionar, închis. Dacă nu ieșim în stradă, dacă nu toată lumea nu se unește, suntem o țară terminată, o țară desusă, o țară de robi, de sclavi. Severinenii au stat în grup compact, fără să respecte măsurile de protecție împotriva coronavirusului.